Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru săptămâna 2-8 mai 2020, etalare pentru semnele de aer, gemeni, balanță și vărsător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Aveți un mesaj suplimentar, Mare Preoteasă. Anumite secrete vor ieși la iveală în această săptămână. Unii dintre voi veți fi foarte emotivi, veți încerca să descoperiți anumite lucruri, dar necunoscute. Vă este și teamă de ceea ce va urma, dar aici tind să cred că vorbim și de o iubire ascunsă sau o iubire neîmpărtășită sau chiar imposibilă, pentru că nu știți ce va veni. Este o săptămână în care, da, emoția joacă un rol foarte important, intuiția joacă un rol foarte important, deci puteți primi indicii, puteți să simțiți anumite lucruri după care vă puteți ghida. Bun, dragilor, dacă doriți și vă face plăcere, puteți să lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal. Eu vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faceți și cum sunteți alături. Și haideți să vedem și etalarea propriu-zisă. Începem cu energia principală, unde avem magicianul. Deci, cu siguranță, voi aveți toate ustensilele, tot ceea ce vă este necesar pentru a cuceri persoana pe care vă doriți. Este un nou început. Poate fi vorba de foarte multă atracție în săptămâna aceasta. Poate fi vorba de o scânteie. Da, care duce la o adevărată poveste de dragoste, dar aici vorbim și de rezolvarea multor probleme sentimentale. O terapie vă ajută pe unii dintre voi sau un prieten, o cunoștință foarte bună care vă poate ajuta în a rezolva o problemă sentimentală, pentru că aici sunt și foarte multe frământări din trecut, nemulțumiri, fiecare îl știe pe a lui. Eu am făcut mai mult, ba nu, eu am făcut mai mult, eu iubesc mai mult, ba nu, eu iubesc mai mult și așa mai departe. Ați ajuns la conflicte, dar lucrurile acestea tind să se schimbe în săptămâna aceasta. Aveți încredere în voi. Bun, și haideți să vedem. Avem regina de bâte. Foarte posibil să aveți de-a face și cu semne de foc. Aici este vorba despre o persoană care își cam bagă nasul în viața voastră amoroasă. Și a provocat sau va provoca un blocaj. Mai poate fi vorba de o femeie, da, foarte atrăgătoare. Și în cazul domnilor, sunteți îndrăgostiți de ea și vă doriți foarte mult să aveți o relație cu această femeie, doar că este un pic cam încăpățânată sau are anumite standarde, anumite dorințe. Este mai greu de mulțumit această persoană. Puteți avea de-a face și cu semne de foc, berbecleu, săgetător. În altă ordine de idei, putem vorbi de faptul că, începând să, dacă veți începe să aveți o atitudine mai, nu știu, să aveți mai multă încredere în voi, să vă aranjați mai mult sau să puneți accent pe persoana voastră, e foarte posibil să atrageți dragostea și să ieșiți din acest blocaj, că este ca o închisoare provocată de voi înși vă. Ori că nu mai aveți, da, multă suferință în dragoste, nu mai aveți credința că totul o să fie bine, că o să vă găsiți pe cineva sau că o să vă împăcați cu persoana iubită, dar ca să rezolvați aceste probleme în dragoste, trebuie să lucrați cu voi înși vă. Mergem mai departe, noi avem o șapte de spade, care aduce trădare, minciună, un interes ascuns, cel mai probabil, și să vedem despre ce este vorba. Da, este o situație destul de tensionată. S-au adunat foarte multe neclarități, foarte multe nemulțumiri, lucruri care vă duc într-o zonă confuză. Există și tendința de a se complica anumite lucruri, pentru că și discuțiile care vor fi destul de impulsive, ca un reproș. Dar aici este vorba și de durerea pe care o aveți în suflet și veți avea tendința de a judeca totul la rece, doar că se așterne liniștea. Aici depinde foarte mult cum veți pune problema săptămâna aceasta, dacă vreți să aflați un adevăr sau dacă vreți să primiți un semn din partea persoanei iubite, mai ales că v-ați schimbat părerea despre această persoană. Nu știu, simțiți că vă minte, că vă trădează, că nu vă mai vrea, că nu vă va iubi niciodată. Dar ca să aflați răspunsuri la întrebările pe care le aveți, trebuie să puneți problema cu calm, da? Și să nu fiți prea duri, pentru că acea persoană va
Nu vă scoate niciun cuvânt, nu o să vă răspundă la mesaje, nu o să vă răspundă la telefon. Dacă vă vedeți față în față, o să vă evite, pleacă, apare blocajul. Deci nu o să ajungeți în punctul lor respectiv. Dar dacă luați lucrurile cu calm, cu iubire, să fiți liniștiți voi în suflet, altfel va sta situația. Puteți avea de-a face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Da, puteți avea de-a face și cu o persoană foarte iubitoare aici, unii dintre voi, e o persoană care promite foarte multe, își dorește, vă dorește foarte mult și este o persoană foarte visătoare. Veți avea și voi o parte în săptămâna aceasta în care veți fi așa plin de iubire, de devotament, de sensibilitate și apare dorința aceasta de a vă face planuri de viitor sau de a vă promite că totul va fi bine la un moment dat. Da, este o legătură strânsă. Aici vorbim de o maturitate în sentimente. Poate fi vorba și de o relație unde există o diferență de vârstă, bărbatul să fie mai în vârstă decât femeia, dar să știți că aceste relații funcționează. Deci dacă sunteți într-o astfel de relație, lucrurile tind să evolueze în direcția potrivită, într-o direcție foarte frumoasă. Mergem mai departe, unde avem un 6 de monede. Posibil să aveți de-a face și cu semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ei bine, aici e vorba de o alegere, cel mai probabil. Vorbim de o persoană care este prinsă între două relații sau iubește două persoane în același timp. Una pe care o știe de mult timp, cu care vrea să rupă. Aici e vorba și de o despărțire, de un divorț care apare brusc. Da, multe discuții, dar ca niște găinărie, adică nimic serios, doar vorbe aruncate așa în ban. Ceva se întâmplă. Aici e o situație mai delicată, mesaje care vă îngrijorează ori pe voi, ori pe persoana iubită, deși apare și un noroc, un mare noroc, doar că norocul acesta apare și cu o veste tristă, o veste care vă îngrijorează foarte tare pe unii dintre voi, doar că este o alarmă falsă, deci nu credeți. Încercați să fiți selectivi în ceea ce auziți, pentru că se vor strecura foarte multe minciuni ca să vă dezechilibreze pe voi. Mergem mai departe, unde avem exact ce vă spuneam, un cavaler de spade care aduce ceartă, aduce multă grabă, totul să se întâmple repede, dar conflicte iscate din senin. Deci aici trebuie să vă controlați și să nu puneți la suflet exact tot ceea ce auziți. Puteți avea de-a face din nou cu semne de aer, văd gemeni, balanță, vărsător, dar este o tensiune într-o relație sentimentală, dar se va rezolva problema, deși voi aveți tendința de a sta spate în spate, ca și cum ați fi certați, vă certați cu persoana iubită, dar lucrurile se vor rezolva cel mai probabil la mulți dintre voi în dormitor, pentru că se așterne din nou liniște aici, într-un mod foarte plăcut. Vă rezolvați probleme sentimentale acolo unde există conflicte deschise. Bun, mergem mai departe, unde avem îndrăgostiții. O arcană majoră, foarte frumoasă, dar este vorba tot de alegeri. Aici putem vorbi de relații de trio. Puteți avea de-a face și cu zodia Gemeni sau voi cei din zodia Gemeni sunteți un pic mai accentuați, să zicem așa, în săptămâna aceasta. Da, este vorba de o alegere care vă este foarte greu să o luați. Fie că trebuie să alegeți între doi parteneri, două partenere, fie trebuie să vă dați seama, de exemplu, sunteți într-o relație care este destul de toxică, dar nu știți ce să faceți, să vă despărțiți sau să rămâneți. Aici apare oarecum și frica de singurătate. Poate fi vorba și de influența din exterior, nu aș exclude varianta, să știți. Apar multe discuții și din exterior care vă tulbură și posibil să amânați anumite decizii. Deși relația aceasta pare destul de reușită sau pare a avea viitor, că se vede lucrul acesta clar, mai ales în cazul domnilor, ori că așteptați un semn din partea unei femei în săptămâna aceasta, ori că așteptați o schimbare, ori că ați făcut primul pas și așteptați un răspuns, o decizie. Sunteți un pic cam tăcuți unii dintre voi, iar în cazul doamnelor, vreți să știți dacă un bărbat are intenții serioase față de voi, dar are, da, are, să știți.
Și mai avem asul de monede, care aduce un nou început foarte stabil, ceea ce se va clădi începând cu această săptămână. Nu uitați că este și luna nouă, a început luna nouă și va fi luna în creștere, adică tot ceea ce veți iniția de la începutul acestei săptămâni va crește în intensitate. Și da, văd că sunteți puși să faceți lucruri măreți, aici vorbim de foarte multă fidelitate, sinceritate, deschidere, vă mărturisiți dragostea unei anumite persoane pentru că vă văd îndrăgostiți sau începeți să iubiți o persoană, dar sunteți atenți la sentimentele voastre, deoarece nu știți ce intenție are această persoană. Văd foarte multă precauție și atenție aici la voi. Poate știți istoricul acestei persoane sau din anumite spuse, vorbe, ați tras o concluzie, dar tind să cred că este o concluzie pripită, așa că nu vă încercați să cunoașteți voi această persoană și nu vă lăsați influențați de cele spuse din exterior. Da, sunt noi începuturi. Dacă sunteți deja într-o relație, deja lucrurile vor evolua, vă cunoașteți mult mai bine, vă faceți planuri de viitor, dragostea va fi mult mai puternică. Dacă sunteți certați, apar semne de o împăcare. Dacă aveți probleme cu persoana iubită, vă ignoră, orice ați întâmpinat, aici vorbim de sentimente curate, deci de lucruri sau relații care nu se pot strica. Pur și simplu, având în vedere sentimentele reciproce pe care le aveți, că aici vorbim într-adevăr de o dragoste puternică și curată. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!